ai venit la noi. Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă și ne-am gândit, precum suntem o bibliotecă de carte românească, să cunoaștem mai bine, mai aprofundat despre tradiții și obiceiuri de iarnă la români. Am mai avut o întâlnire cu doamna Maria Iliuț, care este interpretă de muzică populară și artistă a poporului. Dar dumneiei, vorbindu-ne frumos despre tradiții și obiceiuri, mai mult ni le-a prezentat prin prisma practicianului. M-am gândit că e bine, precum ești doctor în istorie, cercetător științific la Institutul de Istorie, cine poate să-ți vorbească mai bine așa prin prisma istoricului, prin ca să putem acumula cunoștințe și să cunoaștem mai bine experiența de o experiență, viața populară, tradiții și obiceiuri la români. Bine ai venit, încă o dată zic, Cristina Gherasim, care este profesor universitar și pedagog, toate împreună, și vom avea, cred că, și o discuție didactică. Când inviți un pedagog, întotdeauna aștepți și este rezultat ca procesul însuși să fie didacticizat și o explicație pe măsură. Da, vă mulțumesc mult, doamna director, mulțumesc mult de invitație. Sunt plăcut surprinsă de anturajul de aici, de la dumneavoastră, de la bibliotecă, de atmosfera care domină. Știți cum așa în aer, parcă-i calm, valorile pe care le promovați și, în primul rând, vă doresc sănătate dumneavoastră și tuturor angajaților bibliotecii să faceți în continuare, să aveți putere și sănătate să faceți în continuare acest lucru, pentru că faceți un lucru frumos. Mulțumesc pentru invitație și pentru propunerea de a aborda acest subiect ce ține de obiceiuri și tradiție de iarnă la români, pentru că știți cum, în general, atunci când vorbim de obiceiuri, de tradiții, mai ales în ultima perioadă, ele cumva sunt delăsate. Ei, ce trebuie tradițiile, ce trebuie obiceiurile? Dar, de fapt, pe parcursul istoriei s-a dovedit că anume obiceiurile, tradițiile sunt cele care au păstrat conștiința națională a poporului nostru românesc, inclusiv sub regimul de dominație țarist care a fost instaurat din 1812 în Basarabia. Trebuie să constatăm că dacă ai vorbi cu elevii la școală, cu studenții la universitate, atunci când vorbești ce înțelegi tu prin patrimoniu, ei în primul rând vor enumera acele elemente materiale care le văd, adică vorbesc de patrimoniu material, mobil și imobil, adică discută despre elementele de, adică începând cu numismatice, arheologice, monumentele, clădirile care sunt până astăzi, adică și s-au păstrat, cetățile, etc. Nu, mai puțin o să-ți spună, uite, că o baladă sau un cântec de leagăn sau acel de scântec este și el patria patrimoniului, numai că imaterial, adică ceea ce noi nu pipăim, dar ceea ce simțim. Și poate de multe ori anume acest patrimoniu este mult mai important pentru că ne reprezintă omul, nu în zadar se spune că patrimoniul imaterial este de fapt o altă istorie a fiecărui popor, pentru că el se transmite în primul rând pe cale orală. Și atunci fiecare generație adaugă în el noi elemente care sunt specifice. Și în acest sens, atunci când vorbim de patrimoniu imaterial, noi de fapt vorbim absolut despre un ansamblu, începând cu tradiții și expresii literare, coregrafice, muzicale, semne ale naturii, forme sociale de organizare și acel hora satului sau sfatul bătrânilor, la fel este patria patrimoniului cultural. Și mai interesant este și costumul popular, meșteșugul popular, face parte la fel din patrimoniul imaterial, pentru că nu contează aici atât produsul cât tehnica care, prin care se realizează. Și uitați-vă, în acest sens, începând cu 2003, UNESCO a elaborat Convenția de
apărarea patrimoniului cultural imaterial. Republica Moldova face parte, a aderat la această convenție din 2006, dar abia în 2012 avem elaborată legea cu privire la patrimoniul cultural imaterial și un registru a patrimoniului cultural imaterial, unde distinși specialiști de la Institutul Patrimoniului, de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, au adunat din Republica Moldova toate elementele patrimoniului cultural imaterial și le-au inclus acolo. Și pe poziția 7 acolo este inclus obiceiuri și tradiții la români. Trebuie să zic că, de fapt, iată, cercetarea aceasta a patrimoniului cultural imaterial, să știți că nu apare de acum. Fondatorul, să zic așa, folcloristic în spațiul românesc este Bogdan Petricei cu HD-ul. El creadă, să zic așa, prima direcție. Nu vreau să intru în detalii, doar aici aveți o hartă reprezentată. Harta dată este din 1937 și dacă o să o măriți, o să vedeți că adică e harta patrimoniului României interbelice și acolo sunt reprezentate și obiceiul călușului, și obiceiul transhumanții, cositul, horile, adică toate lucrurile astea sunt reprezentate pe harta. Atunci când revin la obiceiuri și tradiții, când vorbim despre ele, le clasificăm cele familiale, naștere, căsătorie și înmormântare și cele calendaristice, obiceiuri de iarnă, primăvară, vară și toamnă. Astăzi vă propun să vorbim puțin despre, să zic așa, unele aspecte, pentru că pot să discuți o zi întreagă doar despre colinde, pentru că avem colinde atunci, mai ales când mă refer la spațiul românesc, avem lucruri specifice pentru zona noastră. Numai în Republica Moldova noi avem 4 zone. Zona nord, centru, sud și zona transnistreană. Iată, sunt împărțite practic aceste obiceiuri și tradiții. Eu am selectat câteva din, să zic așa, din sărbătorile cheie și unele aspecte care sunt specifice pentru aceste sărbători. Sfântul Andrei, da? Cu siguranță ați discutat și am auzit și cu doamna Maria Iliuz despre Sfântul Andrei. Cel mai interesant este faptul că Sfântul Andrei, atât dacă analizăm literatura de specialitate, de fapt el este acel care a creștinat românii. Adică este părintele ortodoxiei la români, dar când analizăm tradițiile care țin de această sărbătoare, observăm mai multe elemente păgâne. Practic o să vedem că la baza tuturor tradițiilor românești, creștine, de iarnă, stau elementele acestea păgâne. Uitați-vă, exact așa este și cu Sfântul Andrei. Se presupune, adică pentru români, Sfântul Andrei este cumva sfârșitul vierii, da, se pune cap la sezonul agrar precedent și se pregătește pentru un nou an. El mai este numit cap de iarnă. Deja tradiția aceasta că de Sfântul Andrei iese strigoi și se pune usturoiul la geamuri, la grajduri cu animale, iar copiii care se considerau că sunt cei mai, să zic așa, vulnerabili, trebuia usturoiul pisat și făcut semnul crucii la mânuții, piciorușe și pe frunte. Adică observăm că pe de o parte avem elementul ăsta făgând cu usturoiul, dar pe de altă parte se făcea semnul crucii cu el. După aceasta, a doua zi, gospodina casei trebuia să strângă tot usturoiul care l-a pus pe la casă, unde l-a pus, și să-l ducă la biserică să-l sfințească. Trebuia adus înapoi acasă și usturoiul ăsta se păstra respectiv timp de un an lângă icoană și era cumva considerat tămăduitor. Și împărător. Da. Este la fel, iarăși, interesant că de sărbătoarea aceasta Sfântului Andrei zic că ea, straniu, dar este considerat și o sărbătoare agrară. Iată, ne prezintă etnologii și anume cum explică ei acest lucru. Adică ziceam că s-a încheiat un an agrar și acum ei, la Sfântul Andrei, era tradiția că trebuia să pună grâul la încolțit.
și să vadă, va fi roadă sau nu și va avea casa, gospodăria un an bun sau nu. În unele zone, în general, se recomanda ca lucrul ăsta să-l facă nu doar gospodina, sau, dar fiecare membru al familiei, pentru că fiecare își are destinul, soarta sa și fiecare trebuia să-și pune acel grâu la încolțit. Ce este, da, avem elementul ăsta cu vrăjitul, șezătoare, chiar păzitul usturoiului, așa se numește. Da, și doamna Maria v-a povestit atunci și nu vreau să zic mai multe elemente din astea, cum se îmbrăjau fetele. Ceea ce este interesant, chiar la noi astăzi, în Republica Moldova, este tradiția că de Sfântul Andrei se fură proporțiile. Dacă analizăm, iată, literatura de specialitate, de fapt, lucrul ăsta, etnologii îl identific, se făcea la bobotează, la sfârșit, dar nu acum la Sfântul Andrei, adică cel puțin din ce am lecturat eu, nu am găsit acest aspect, adică iată am avut un transfer, să zic așa, și spuneam că el era cumva și de prezicere a timpului. Practic fiecare sărbătoare care este pe parcursul anului are legătură și cu semnele naturii. De exemplu, la Sfântul Andrei trebuia să te uiți afară, dacă cerul este senin, va fi o iarnă blândă. Dacă cerul este, adică nourat, va fi o iarnă grea. În unele zone mai este o tradiție frumoasă. Se puneau cel mai des întâlnim elementul fulor de crenguțe de măr, se aduceau în casă, se puneau într-un vas și se țineau până la Crăciun și ele spuneau că mugureau și la Crăciun, după Crăciun, iată, când făceau steaua sau când făceau sorcova, asta o făceau cu crenguțele de astea înverzite, dar anume la Sfântul Andrei ele erau aduse. Iată, în special în zona Maramureșului avem tradiția aceasta. Următoarea sărbătoare, iarăși, care parcă e și păgână mai mult decât religioasă, dar creștină, cu o conotație, da, mare, de fapt, și din punct de vedere religios, pentru că superstițiile astea că să nu coși, să nu lucrezi, adică să nu, nu știu ce, adică să țieși în ziua asta de Ignat, sunt foarte respectate și încă, cumva, să zic așa, antipărite în mentalitatea românilor. Ignatul mai este cunoscut și ca tăierea porcului, da? Sacrificiu. Și atât aici vine elementul ăsta păgân, pentru că se presupune că la baza sărbătorii iar a fost elementul ăsta atunci când se aduceau sacrificii. Unii etnologi chiar presupun că ar fi vorba și aduce la început, adică când au fost sacrificii umane, și treptat lucrul ăsta a fost preschimbat, iată, cu sacrificiu animal. Și în general se recomandă, și în popor la români este așa o vorbă, că de Ignat trebuie să vezi sânge. Dacă o să vezi sânge de Ignat, atunci tu o să fii ferit de boli. Dacă nu, și de ce îți recomandă bine că nu anumit porc, o găină, un coș, ceva să fie tăiat în gospodărie ca să vadă sânge. În foarte multe localități se face iar semnul crucii cu sângele ăsta, mai ales la copii. Adică sunt niște elemente care eu vă zic că în momentul dat, parcă când le citești, când le analizezi, sunt atât de strane, dar ele sunt respectate și până astăzi. Dacă ar fi cine este acest Ignat, era un locuitor, adică un bărbat care e întâmplător în procesul ăsta de sacrificiu a porcului, spune că și-a omorât tatăl, dânsul a plecat de acasă, adică mâhnit, sub de fapta care am făptuit-o, un preot i-a recomandat că să trăiască la marginea unui sat și să treacă cu luntrea gratis pe un râu. După foarte mulți ani a auzit strigăte, a plecat acolo cu luntrea, nu era nimeni, s-a întors, iarăși aceeași istorie și doi moșnieci ăștia au venit, au început să discute cu el și într-un final, de fapt ăsta era Dumnezeu cu Sfântul Petru și i-au iertat păcatele și atunci l-au luat cu ei și l-au transformat în sfânt și, adică iată, observăm, avem legenda și elementele astea cum el se transformă în sfânt și elementele acestea păgâne. Și iarăși avem și semnele naturii legate de... E o simbioză. O simbioză, da? Se spune că în ziua asta, când tai porcul, trebuie să vezi splina porcului, cum este.
dacă ea este subțire, anul va, adică va fi mai, iarna va fi ușoară, dacă este mai mare, va fi grea și mai depinde dacă la început e subțire, înseamnă că va fi iarna blândă la început și grea la sfârșit, adică sunt foarte multe elemente care, repet, în satele din Republica Moldova se păstrează până la moment. După asta, desigur că vine ajunul Crăciunului. La noi, cumva, poate, iată, mă refer la Republica Moldova, mai puțin, da, e zi de post, dar mai puțin umblă preotul cu ajunul și cam atât. Dar iată, când analizăm tradițiile, cum au evoluat, adică pentru români, Moș Ajun este, de fapt, un om real. Ei, în tradiție, îl identifică cu fratele lui Moș Crăciun, numai că Moș Ajun era unul sărac și respectiv el nu a primit-o pe Maica Domnului, dar a recomandat să ducă la Moș Crăciun ca să aibă unde o primi. Și iată ce este interesant, că anume în unele zone în spațiul românesc de ajun, adică se împodobește bradul, și fetele scot zestre afară ca să vadă flăcăii din sat ce zestre au ele. Dacă și chiar gospodinii... Promovare de zestre. Da, și gospodinele, adică trebuiau să-ți demonstreze cele mai deosebite, ca să zic așa, lucrări, covoare, elemente care ele le-au confecționat parcursul unui an. Și, iată, iarăși este mai rar întâlnită, dar la români, adică bine că bradul se împodobește oriunde, dar iată în zona românească, la popor român, de bradul are pe lângă toate semnificațiile, de fapt, triunghi, da, simbolul Sfintei Treimi. Și iată, la poporul român, cumva, legătura asta între brad și Sfântă Treime, iarăși îi dă și o conotație creștină, adică nu doar, pur și simplu, decorativă, cum este ea privită. Și desigur că vine Crăciunul. Nu o să mă opresc detaliat la sărbătoarea propriu-zis de Crăciun, am să vorbesc despre colindele, da? Care sunt, să zic așa, un simbol al ziua de Crăciun, ajunul Crăciunului. Și iarăși este interesant că s-ar părea că colind, nu știu, ceva românesc sau mai românesc ca colindele, nu-i nimic, dar de fapt ele provin încă din civilizația romană. Însuși termenul de colindă provine de la calendae, asta se numea prima zi a lunii la roman. Adică ei nu ziceau că astăzi este 1 ianuarie sau 1 februarie, dar spuneau că este calendaiele ianuarie, februarie și tot așa. Ei aveau ziua de nouă, o numeau nonele și 15 idele. Și spuneau așa. Și atunci, iată, se colinda, adică se cântau cântecele, este, adică calendaiele lui Ianus. Ianus la romani era zeul tuturor începuturilor și se considera că el avea două fețe. Una se uită spre viitor, alta spre trecut și respectiv avem acest element de, adică începutul noului an. Și s-ar considera că de aici provine cuvântul sau de la verbul calare, care tot din latin înseamnă a vesti. La fel, adică noi avem diferite tipuri de colinde, diferiți etnologi le clasifică. Dacă am face o, să zic așa, o, două, trei clasificări, în primul rând avem colinde religioase, da? Cele care vin pe filiera aceasta creștină, și avem colinde sociale sau de origine păgână, lumească, adică sunt cele care cumva adică se referă la elemente sau le-au făcut oameni, da? Colindez, colindez, toți copiii smaladez, da? De când eram eu mică. Cam ceva de genul. După care avem colindele, adică în dependență de cine le cântă, avem colindele de copii. Și o să vorbim și mai sus, sau zic aici, că anume, adică dimineața, de ce copiii îmblă cu colindatul, pentru că ei sunt simbolul purității, da? Și anume din acest considerent, zice Victor Ghilaș, că este important ca copiii să deschidă colindat.
avem colindele propriu-zise care le fac și un rol aparte au colinda de ceată, în special colinda în ceată bărbătească și am să vorbesc mai jos pentru că ea, în general, în tradiția românească, foarte mulți ani la rând se considera că totuși adevărați colindătorii sunt bărbații. Și colinda în ceată bărbătească este introdusă în patrimoniul universal UNESCO, alături de alte câteva elemente. Este interesant și că avem o clasificare locul unde sunt cântate colindele, adică avem colinde care se cântă afară, care au de fapt scopul ăsta ca gazda să ia, să-i primească, da, de obicei să încep sloboadele gazdă în casă, deschide ușa creștinii și deja avem colinde speciale care sunt cântate înăuntru, da, după ce gospodarii îi cheamă în casă. Practic orice colindă care nu am luat-o și am analizat-o indiferent de tipurile care le-am zis, ea are câteva elemente specifice, adică conținut, are formula aceasta de introducere care am zis, propriu zis, fabulația sau textul ăsta în care se descrie un eveniment, adică despre nașterea Domnului sau textele, și deja formula de încheiere în care obligator vin cu urările cele de sănătate, ani belșug pentru următorul an. Este interesant și, iată, fazele colendatului, am mai zis și mai sus, vorbim de mersul, cântatul propriu-zis, intrarea în casă și interpretarea mai multor colinde și răsplata propriu-zis, recompensa materială, pentru că cumva contează și acest aspect și faptul că iată, tradiția asta de a da colacul, ea se păstrează și are o valoare cumva iarăși deosebită, pentru că dai colac, adică tu dai pâine și respectiv tu cumva aștepți că în anul viitor să se întoarcă pâinea care tu ai dat-o, adică tu faci un act de binefacere, o pomană în numele Domnului. Și vă spuneam despre colindatul în ceata bărbătească, ziceam că ea este adică, partea patrimoniului UNESCO, în special ea este răspândită totuși în zona aceasta a Transilvaniei, dar întâlnim și la noi, bine, la noi cred că cei mai cunoscuți în sensul ăsta avem ansamblul etnofolcloric Plăieșii cu Nicolae Gribinci, adică doar ceata de bărbat și colindele dumnealor. Este, adică de obicei, adică tradiția în foarte multe zone spune că ceata trebuia să fie formată din flăcăi necăsătoriți, dar nu era obligatoriu peste tot această regulă de respectat. Totodată se spunea că începea, fiecare ceată avea un vătaf, un șef și prima dată se adunau la el acasă colindătorii, ei îmblau deja din casă în casă, colindau cu instrumente, fără, purtau căciule de cârlanj, spune că tradiția asta este și iată la colindă și la plugușor, unde erau fetele nemăritate, trebuiau să iasă și lână roșie, da? Să pună la căciula băiatului care cumva lor le place. Și spune că dimineața, după ce toți îmblau cu, iată, cu colindatul, adică băiatul care cu căciula avea cele mai multe fire de astea roșii de lână, era, adică, cel mai întrebat. Da, exact. Este interesant și altă fază, adică zoritul, adică la sfârșit, dimineața, după ce îmblau tot satul cu colindatul și cumva, adică toți îi așteptau pentru că, considerându-se că, iată, dacă vin bărbații ăștia și colindă, ei alung tot rău, da? De genul se face legătură și cu ritualul ăsta călușarelor care îi vara se realizează. Și în acest aspect este interesant, însă, în multe zone au zis că, iată, dacă gospodarii nu primeau ceata de bărbați, au zis că ei aveau, adică sunt un fel de strigători, care ei le spuneau la poartă și puteau să le, adică murdărească poarta cu tăciuni, cu păcuri, adică special, iată, gospodarul ăsta nu a primit ceata de colindători. Adică aveau și elementul ăsta de răspuns. Ceea ce îi pare așa iarăși straniu, că noi vorbim că e o tradiție creștină. Da. Iarăși zic că elementele date.
Ziceam și mai sus despre colac ca simbol al, să zic așa, al darurilor, pentru că pe lângă iatcar toate darurilor, dulciuri, nuci, inclusiv și bani, colacul zic că are rolul său ca simbol și, adică, în primul rând, noi avem sub formă de cerc, potcoavă, stea, adică, de fapt, reprezintă cumva soarele, luna, stelele, adică dacă e rotund soarele, să zic așa, ca potcoava ar fi luna, steaua, steaș sau sub formă de opt, da, simbolul infinitului. Și atunci, iarăși, adică ziceam că tradiția dată e păstrată și în Republica Moldova, în nord, de exemplu, în raionul Droche, se păstrează până astăzi, fiecărui care vine cu colinda mai, și cu malanca, cum se mai numește ea la ei tradiția asta, li se dă câte un colac. Adică mare. Eu, da, e bine că vă dați seama, când veneau câte o ceată, câte 10, am văzut cum gospodina, că acum știți, mai cop, cumpăra 2 saci de colace. Avea. Și eu așa, pentru mine a fost straniu. La noi, în zonă, de exemplu, nu e așa tradiția respectivă păstrată. Adică un alt obicei, nu o să mă refer foarte mult la el, dar totuși am zis cel mai interesant, plugușorul. Este clar că este legat de, iarăși, de agrar, da? De ocupația de bază a românilor și, de fapt, noi vorbim de simbolul fertilității, vorbim despre faptul că este în legătură cu anul 1 martie, de fapt, anul nou înainte se începea și atunci se dădea prima brazdă și avem, iată, specific plugușorului, că el, da, se spune, se vorbește, adică nu se cântă ca colinda, ca sorcova, semănătura, dar se declamă, ca să zic așa. Și se presupune că odată cu trecerea asta a anului nou, adică de la 1 martie la 1 ianuarie, s-a făcut și transferul ăsta. De ce în unele zone pare straniu, dar încă este că da, noi astăzi mergem la noi cu biciu, cu buhaiu, cu clopoței, dar în unele zone să știți că avem și elementul ăsta chiar măr cu un plug de lemn înfrumusețat, adică plug așa, și merg cu plug, adică cu, și urează la oameni. Unealta propriu-zisă. Da, unealta propriu-zisă. Adică ceea ce iarăși denotă că e legătura aceasta cu tradițiile vechi. Și iarăși ceea ce este interesant, că se presupune, da, adică merg, adică la mulți etnologi găsim informația că e de la daci, romani și a evoluat, dar sunt unii etnologi care demonstrează, de fapt, că plugușorul și tradiția asta ar veni încă de la egipteni, de la cei când, adică șeful obștii făcea primul, adică trăgea prima brazdă. Și iată, de acolo s-ar porni ideea. Vine de la egipteni sau nu, cert este că în unele zone în spațiul românesc noi avem tradiția asta că se trage o brazdă. Adică nu vineau doar și trăgeau, adică spuneau plugușorul, dar mai trăgeau și o brazdă mică în ogradă, iarăși ca un simbol, adică ca să adune toate riele, să alunge rielele și tot așa. Să adune bunele și da. Să-ți facă așa prima pârtie spre un an agricol bun. Da, așa. Da, exact. Ceea ce este încă interesant, că în multe zone plugușorul cumva e comparat cu descânticul și este, să zic așa, la triburi, la magia, numai că magia albă. Pentru că, de fapt, plugușorul ar fi, noi avem la sfârșit foarte multe urări în acest textul plugușorului și atunci